fost bine, pentru că, de fapt, meciurile nu au fost făcute pentru iubitorii fotbalului. Au făcut pentru oamenii care poate nici n-au fost vreodată la meci, dar au venit să-și arate simpatia, solidaritatea față de cei care sunt acolo. În general, la meciurile acestea sunt în tribune, sunt mai multe femei și copii decât suporte. Sunt mulți dintre ei, spun că am venit pentru prima dată la fotbal, doar ca să fiu acolo, să dau și eu, să spun și eu ceva în legătură cu ce se întâmplă, da. Bine, a fost, e bine. Pentru viitorul echipei? N-am făcut niciun calcul pentru că nu știm ce se va întâmpla. Ce ați luat? Am pierdut Champions League în ultima etapă, când un an și jumătate am stat pe primul loc, într-un singur ultimul meci am făcut meci nul și cealaltă echipă s-a calificat. Iau ei banii. Noi nu știm ce o să se întâmple, pentru că nu știm unde se va relua. Nu, există o variantă de țară, de campionat, se poate face ceva, transferat cumva? Se discută, dar nu, încă nu se știe, să vedem. Nu știm câte echipe rămân. Eu îmi doresc deocamdată să se oprească dracului acest război, că nu mai e. Nu se mai poate. Mă scuzați că este ceva incredibil. E greu și la echipa Nea Mircea cu toată lumea. Toți stau pe telefoane, mai sună acasă. Au rude, au prieteni, au... Da. Cel puțin, ducându-i prin Europa, făcând aceste meciuri, uite o perioadă sau de ceea ce se întâmplă acolo. De urmă nu mai vorbesc de cei care vin la stadion. Femei, copii care au posibilitate timp de 2 ore să se bucure, să aplaude, să cânte, să facă ceva ca să uite de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Orice ofertă ar veni acum, că s-a vorbit iar de Fenerbahce, clar nu luați. Dar n-are nicio, stai puțin, că n-are, noi vorbim despre altceva. Noi vorbim de... Despre dumneavoastră se vorbește mereu. Păi să-i lăsăm să vorbească, că nu pot eu să vă opresc gura lumii. Adică mai mult oricum și o datorie morală de a sta împreună... Vezi că îmi faci și programul pentru viitor, văd, nu? Îmi spui ce trebuie să fac. Poate, nu vă spun nimic. La revedere. Finala, ați văzut finala, da? Ce să fac? Ce să zic? O echipă mai norocoasă decât asta n-am văzut când sunt eu.